Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu, gazda noastră de această dată la emisiunea Panoramic. Și am astăzi un invitat care n-a mai fost de mult pe la ENSA TV, domnul primar Gheorghe Bilea al comunei Bolboș din Gorj. Bine ați venit, domnule primar! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Și fiind prima emisiune din acest an, da, vă doresc un an așa cum vi-l doriți, atât dumneavoastră cât telespectatorilor dumneavoastră și locuitorilor comunei noastre, bineînțeles. Doamne ajută! Îi salut și eu pe locuitorii comunei Bolboș pentru că am colaborat și cu dumneavoastră și cu dumnealor foarte frumos cu diverse evenimente, cu ocazia unor mai multor evenimente. Și acum să ne aplecăm asupra problemelor și realizărilor, dar în special a problemelor pe care le aveți la nivelul comunei. Avem în față, dragi telespectatori, niște hârtii, iar acestea sunt, din păcate, niște vești proaste pentru comuna Bolboș, în sensul că dumnealor au primit de la Consiliul Județean vestea că primesc la redistribuirea cotelor alocate 0 lei. Asta e, măcar știți cum stați, domnule primar. Exact, stăm prost. Stați prost. La capitolul ăsta. Da, da. Da. Fac precizarea că, fiind vorba de repartizările făcute de Consiliul Județean Gorj în ședința publică a Consiliului din 22 ianuarie, am invitat, știind subiectele pe care le vom discuta, am invitat și din partea Consiliului Județean să vină cineva la emisiune ca să explicăm mecanismul prin care s-au făcut aceste calcule și prin care s-au redistribuit către comunele județului Gorj cotele defalcate. Nu a venit nimeni din partea Consiliului Județean. Dacă cumva dorește cineva să trimită un mesaj, să intervină și cunoaștem, reprezintă Consiliul Județean, deci se poate transmite SMS la 0766314582, aveți afișat pe ecran numărul de telefon, dar numai SMS, vă rog să nu sunați, da? Și chiar rog și pe alți telespectatori din alte județe, dacă au opinie, și cetățeni, și primari, și reprezentanții ai consiliilor județene, pentru că sunt convinsă că astfel de ciudățenii se întâmplă în țara noastră în mai multe locuri, în mai multe localități, și atunci merită să dezbatem subiectul. Aș fi fost bucuroasă să vină cineva și de la Consiliul Județean Gorj. Nu s-a putut, asta este, noi ne-am făcut datoria să-i invităm. Deci, domnule primar, 0 lei. Cum s-a calculat, vi s-a spus? Am început un an cu mari speranțe și speranțele s-au năruit, cum se zice. S-au primit, într-adevăr, de la finanțe, cotele, pe schemă, care fiecare primărie, în funcție de numărul de locuitori, de suprafață, sunt mai multe criterii, e o formulă de calcul, bine pusă la punct și acolo nu se poate păcăli. Și acolo s-au respectat... Bineînțeles, deci sumele. În funcție de... Adică după calculul dumneavoastră este exact cât v-au dat, exact, nu? Cât v-au dat finanțele? Păi în jur de 3.200.000. Suma e puțin mai mică decât anul ce a trecut. 3 milioane ron. Ar fi 32 de miliarde. Suma e puțin mai mică decât anul ce a trecut, dar probabil s-a luat... și în funcție de salariile la persoanele, la însoțitorii persoanelor cu handicap, anul trecut au scăzut de la 23 la 19, bineînțeles, au crescut indemnizațiile și o mică diferență și probabil că de acolo a reușit suma primită mai mică decât anul ce a trecut. Bun, și de la Consiliul Județean ce s-a întâmplat? Aveți mai multe sume care ar trebui să vină din partea Consiliului Județean. Am consultat și noi anexele hotărârii Consiliului Județean. S-au dat totuși bani la unele localități pe anumite criterii pe care nimeni n-a venit să ni le explice în momentul acesta.
Eu justificarea am mai auzit de genul au arierate, au... deși nu cred că e un merit să ai arierate. Dumneavoastră aveți arierate. Arierete, dragi telespectatori, dacă cumva nu cunoașteți termenul, este vorba de datorii, deci pentru facturi scadente, neplătite. Da, la 90 de zile și, la 90 și înregistrate. De zile. Și înregistrate, că dumneavoastră ați avut cazuri și de arierate neînregistrate. Da, am fost tata lor. Cred că n-a fost... și nu doresc la nimeni să aibă așa ceva, fiindcă legea bugetului spune clar, ți-ai asigurat funcționarea, în primul rând salarii, și după aceea, dacă ai să-ți rămână restul pentru dezvoltare și pentru investiții. Nu te-a pus să angajezi exact, privații și să n-ai banii să le dai. Să angajezi investiții fără să ai prevedere bugetară. Sau prevedere bugetară, cum să zic, mascată. Adică propun că încasez, nu știu, 90% impozite sau din amenzi și de fapt încasez 60%. Și automat diferența intră în lucrări care le-ai angajat și trebuie să le plătești și rămâi cu arierate. Imposibilitatea de a plăti factori. Ca să înțeleagă foarte bine, o recapitulare scurtă, să înțeleagă foarte bine telespectatorii despre ce este vorba. Domnul primar Gheorghe Bilea, când a venit la primărie, acum două mandate, nu sunteți în al doilea mandat? Da. Și în perioada primului mandat l-am invitat la ENSA TV Regional și l-am întrebat, domnule primar, ce investiții ați făcut? Niciuna! Aveam, păi de ce? Nu aveam voie. Pentru că nu avea voie să facă investiții? Decât să continui. Decât să continuați investiții în primul rând și în al doilea rând să plătiți datorii pe care fosta conducerea primăriei le-a făcut și nici măcar nu le-a înregistrat în contabilitate gravă faptă de altfel. Păi nu se putea, neavând prevedere bugetare, neavând hotărâre cu Consiliul neprins în programul de investiții, era mai greu să înregistreze. Dar nu trebuiau făcute lucrările, nu trebuiau angajate. Dar probabil că și la vremea respectivă, ca și acum... Bine, eu cel puțin n-am avut promisiuni că primesc bani de la Consiliul Județean, dar pe vremea respectivă... Dar nu cred că se poate pe promisiuni să angajezi lucrări. Așa s-a mers. S-a mers așa? Și așa se... Cred că se mai împământenește să meargă totuși pe ideile, da. Apucă-te, fă-i că o să primești, da. Că pe urmă o să-ți dăm că n-avem încotro. Exact, da. Nu este într-adevăr corect. Dumneavoastră n-ați mai aplicat ceea ce... Și sumele care le-ați plătit până la urmă, chiar dacă lucrările s-au făcut fără ca banii să fie prevăzuți în buget, pentru că ați găsit conturile blocate, după câte mi-amintesc? Da. Le-ați plătit? A durat o perioadă de timp. Mai mult de 4 ani? Până 2017, până în luna mai 2017, atunci s-a terminat. Și în 2007 a fost anul în care am depus primele proiecte, 6 proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Am înțeles. Ce se întâmplă cu banii care i-ați plătit și nu... Ce veți face? Trebuie să-i recuperați de la cei care sunt vinovați sau se consideră lucrările făcute și plătite? Nu sunt anumite sume care le-au considerat Curtea de Conturi că sunt prejudicii, ne obligă prin lege să le recuperăm de la persoanele vinovate, dacă nu, treaba e penală pentru noi. Și ați luat măsuri? E penal pentru noi conducerea primăriei. Deci dacă nu... Puneți în practică... Exact, măsurile Curții de Conturi sunt... Și ați pus în practică? Da, am demarat, suntem cam 3/4 din procedurie pe rol, urmează, mai avem o părticică care trebuie să le pune pe... Acum ce o decide de instanță. Ce o decide de instanță. Hotărârea judecătorească e obligatorie și trebuie respectat. Și executorie. Bun, haideți să mergem acum, deci aveți proiecte depuse, ați început să depuneți proiecte, da? Câte proiecte aveți acum în anul implementare sau în 2017 pe Programul Național de Dezvoltare Locală s-au depus 6 proiecte, dintre care, din câte mi-amintesc, 6 km de drumurile din satul Bolboș, un drum comunal care leagă Bolboșul de Negomir. Negomirul a venit chiar cu el la votar cu noi și ne-am gândit că
Da, că la vremea respectivă acest proiect devine eligibil și se pune în practică. Dar, prin discuțiile cu parlamentarii noștri la vremea respectivă, promisiune, dar nu a fost să fie așa, fiindcă mi-aduc aminte când am mers să depun proiectele, bineînțeles, eu cu 3-6 bibliorafturi veneau cu cărucioarele acolo la minister să depună proiecte și zic, frate, câte proiecte sunt la nivel de țară, oare un prinde și noi un proiect. Da, da, da. Și am constatat că și acolo cine te trăgea de mână și te lua și te băga unde trebuia, îți luai proiectul care ți-l doreai. Am așteptat și la un moment dat am primit răspunsul că într-adevăr două școli care s-a pus problema la nivel național, că școlile au prioritate și le-am primit pe extindere și modernizare și să continuăm în pod. Restul proiectelor care erau mai importante le-am primit înapoi cu scuzele că nu sunt fonduri și în momentul când vor fi fonduri, da. Dar sunt eligibile pentru finanțare? Deci au fost bine făcute proiectele? Da, eligibile au fost la vremea respectivă, dar nu au fost finanțate. Poate într-un viitor. Și apropo de viitor, depășește termenul de 3 ani și după aceea trebuie să faci SF-urile de la cap. Da, trebuie refăcute din nou. Și apropo de viitor, mă uitam că în actele pe care le-ați primit și dumneavoastră și văd că există și în proiectul de hotărâre și care este afișat pe site-ul Consiliului Județean, nu s-a afișat încă hotărârea, dar am confirmarea purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean că așa cum s-a făcut proiectul de hotărâre, așa s-a și aprobat, deci așa cum este proiectul, așa este hotărârea Consiliului Județean. Și vedem aici că există nu numai sumele alocate pentru anul în curs, așa se practică, ci și prevederile pentru estimările pentru următorii 3 ani. Și dumneavoastră ați avut estimare pentru anul ăsta că primiți bani la drumuri de la Consiliul Județean. Da, anul trecut am avut estimare pentru și normal că la drumuri, odată din câte știu, probabil că s-a schimbat, nu știu, regulamentul, fiecare OAT-ul primea o cotă, cum se primește pe schemă de la finanțe. O cotă de 40.000, cât era la vreme. Și ce am constatat că eu cu acei bani mai puneam din buget, luam piatră, că altceva nu poți să faci. Da, ei dacă și-au luat și și-au rezolvat majoritatea parte drumurile, nu mai dau. Cei care au primit proiecte, au primit tot felul de... au făcut pe proiecte, da, am înțeles. Și au considerat, nu le mai dăm nici pe aia 40.000 pentru piatră, mai bine îi dăm la unii să-și mai facă ce mai au de asfaltat. Asta e punctul dumneavoastră de vedere. Asta e punctul meu de vedere, fiindcă... Așa vă explicați dumneavoastră exact, fenomenul. De la 40.000 să ajungi să primești 600.000 sau 700.000 sau 400.000, e totuși un pas mare, să zic așa. Da, am rugat să nu se dea telefon, o să vă rog să trimiteți SMS și putem citi SMS-urile. Nu putem lua telefoane, da? Vă rog. În regulă. Bun. Deci, pentru cei care au primit, dar pentru dumneavoastră, care aveați, cât aveați prognoza că primiți anul ăsta? Cât spuneau anul trecut că veți primi anul ăsta? 28.000. Adică 28.000? 280 de milioane în bani vechi. Păi oricum era o sumă mică. O sumă mică, dar și aia pentru noi era cât de cât. Pentru drumuri, adică un kilometru de drum asfaltat, cam cât costă la ora actuală? Un kilometru de drum câte miliarde? La 7 miliarde. 7 miliarde de bani vechi. 700 de mii, da. 700 de mii. Cam așa cu parte din rigole, cu și ăsta cu un strat. E foarte scump, fiindcă bitumul se ia din import, s-a scumpit și toate cele. S-a scumpit și mâna de lucru și toate. Iar din anexa 1 a hotărârii de Consiliul Județean reiese că
Totuși, s-au primit sume destul de frumoase, între 200 și, să zicem, de 1000 de lei noi, da? Și 1800, iată, la Comuna Padeș, de exemplu, 1800, 1200 turburi, asta să vedem dacă ne uităm pe 22 ianuarie 2020. Da. Deci e vorba de bani împărțiți în acest an și aici vorbim despre sumele cote defalcate din impozitul pe venit. Mai sunt sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Da? Da. Iar așa foarte frumos, uite, de exemplu, mă uit la Târgu Jiu, localitatea în care ne aflăm. Anul ăsta n-au primit nimic, dar li se promite că la anul, sau ni se promite la târgujieni că la anul vom primi sume. Și la anul, și peste 2, și peste 2 ani, și peste 3 ani. E bine. Viitorul sună bine. Da. Da, uite, Comuna Albeni are 0 de la cap la coadă. N-a primit și nu va primi. Și noi suntem tot cu 0. Dacă mai... Dumneavoastră, Bolboș, tot 0 de la cap la coadă. Da, și dacă mai erau 5 rubrici, tot cu 0 erau. Domnul primar, dar măcar acum dacă știți cum stați, că 24, anul trecut 25, v-au spus 30, că vă dau în anii următori. 0. A, deci atunci mai constatăm ceva, că dacă anul trecut vă promiteau că vă dau anul ăsta, anul ăsta vă promit că nu vă mai dau niciun exact, an exact, în următorii ani. Mai, deci mai sincer, mai... E ceva. Și totuși sunt multe localități care primesc. Ați vorbit cu colegii dumneavoastră, ați întrebat la Consiliul Județean să vă explicați fenomenul, adică de ce la unii da și la alții deloc? Păi, după cum se vede tabelul, e clar că e politic repartizarea sumelor și după cum ne uităm și la rubri și la ce doriți dumneavoastră. Stănești, primar PNL, da? Zero. Păi sunt 20 de primării care Stănești, sunt. Da, da, o să primească. Da. Deci Stănești n-a primit acum, dar o să primească în anii următori. Speranțe, da. Sunt sumele trecute, estimări. Da. Să mai vedem. Comuna Mătăsari. Comuna Mătăsari e primar PSD. N-a primit. Păi Comuna Mătăsari n-a primit niciodată, de fapt. N-a primit niciodată pentru că are minerit pe raza localității, au venituri. Ea într-o lună cât... Da, 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 aveți dreptate. Nici Prigoria n-a primit și ei au minerit, mi se pare, pe raza localității. Aia e PNL? Da, da. Și Roșia de Amaralia? Tot PNL. Și dacă dăm de multe ori... Fărcășești, tot PNL. Da. Mătăsaru ziceți că n-a primit niciodată, Turcineștiu PNL. Da. Dar o să primească la anul ceva bănuți. Doar la anul. Estimare. Păi nu, acolo s-au închis cifrele, știți că trebuie să te închizi bugetul de anul ăsta sau alocațiile care sunt. La anul trebuie să fie mai mari cu 3%, cu 5% și... Și acolo s-au trecut cifre ca să închidă pe 3% din suma totală. Da, da, da. Câte au fost alocate, 320 de miliarde. Păi n-are cum, că atunci la dumneavoastră, de exemplu, în 2020... Păi tot așa a fost pusă la plezneală să închidă pe... Păi n-are cum să închidă dacă v-a dat din 0% plus 3%, nu iese 31%. Păi nu per total buget. Pe total capitol bugetar. A, pe total, dar nu contează cum le împarți pe fiecare în parte. Doar pe total să iese cu 3% da, mai mult. Dar trebuie să completezi rubricile, să cazi pe cheie. Da, da, da. Deci dacă s-au împărțit acolo 320 de miliarde anul ăsta de Consiliul Județean, la anul probabil că a fost 330 sau cât tot fi. Pe total. Da, și au pus pe rubrici ca să eu cred că totuși sunt niște calcule, nu cred că sunt chiar așa scrise fără nicio noimă. Adică niște calcule cred că sunt făcute. Acum per total sunt niște din legea bugetului, per total eu așa sunt, zic. Dar per UAT-ul sunt puse Comuna Albeni, primar de care? Trecut la PNL.
Trecut la PNL. Da. Alin Pești. PNL. O să primească. O să primească la anul câte ceva. Estimare. Bolboș, PNL. Ciuperceni. PNL. Și Câlnic, PNL. PNL, da. Dar mai sunt și alții PNL, părerea mea. Bine, Novaci, ăștia i-am citit care nu au bani anul ăsta cel puțin, da? Tot anul ăsta nu are banii primiți de la Consiliul Județean, Municipiul Târgu Jiu, primar PNL, Motru, primar PNL, Novaci, primar PNL, Rovinari, ALDE sau unde mai este domnul ALDE primar sau de la PNL? ALDE sau PNL? Da, deci, sau viitor PNL. Deci, mare atenție, dragi. Păi nu știu, poate că aș fi vrut să fie aici reprezentantul Consiliului Județean să ne explice că eu cred că totuși există niște explicații, adică totuși mi-e greu să cred, domnule primar, că sunt niște angajați acolo la Consiliul Județean care fac niște calcule fără să respecte legea, pentru că aici v-am rugat să nu sunați pe telefon, pentru că nu putem prelua pe acest telefon, da? Și nu primim telefoane în direct, ci doar SMS-uri, da? Să citim repartizarea, deci atenție. România, Consiliul Județean Gorj, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj, ce se repartizează integral în anul 2020. Ok, deci asta e fondurile la dispoziția, da, Consiliului Județean. Da, primite de la guvern pentru... Și pe care cred eu că le pot distribui așa cum consideră Consiliul Județean, dacă sunt la dispoziția Consiliului Județean. Păi atunci ne facem Consiliul Județean și al PNL-ului și al PMP-ului. Nu știu, domnul primar. Fiecare să-și le pună la dispoziție. Nu. Bun. Deci nu. Trebuie echilibru în toate. M-am uitat și în alte județe, să știți că am studiat și pe... Da, sună telefoanele. V-a rugat să nu sunați. Ne pare rău, nu vă putem ajuta. Am studiat și alte județe, totuși. Au fost mai echilibrați. Chiar da? Dacă... Da. Și... Bun. Și să continuăm. Deci, odată, sunt fondurile la dispoziția Consiliului Județean. Cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023. Deci, cotele defalcate din impozitul pe venit sunt cele care apar în acest tabel și care fac parte din... Deci este TVA-ul. Da. Impozit pe venit. Impozit pe venit. Pe legea 273. Da, da, da. Care le stipulează și le pune la dispoziția Consiliului Județean. Normal că în lege spune. Pentru arierate, pentru drumuri, pentru dezvoltare, pentru... Sunt mai multe. Pentru, într-adevăr, pentru cofinanțare pe proiecte europene, prioritar, pentru programe guvernamentale, dar cred că și colegii mei și noi avem și noi proiecte și pe fonduri europene și pe programul de dezvoltare local, deci care ni s-a solicitat și nouă prin adrese, am trimis către Consiliul. Situația pe care exact, o aveți. Exact, cofinanțarea noastră. Dar vreau să vă întreb, domnule primar, dumneavoastră aveți posibilitatea să solicitați fonduri Consiliului Județean, adică să le aduceți la cunoștință, nu doar să le raportați. Adică ei vă întreabă ce aveți la drumuri, cât aveți cofinanțări, cât aveți aia, cât aveți aia, bine, hai că vă anunțăm și noi ce vă dăm. Sau aveți posibilitatea să le trimiteți o solicitare prin care să-i anunțați, întrucât avem așa, 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 iar noi avem fonduri doar atât, ținând cont de veniturile care se fac la nivelul localității, vă solicităm sprijinul pentru, din fondul cutare, dacă considerați dumneavoastră din care fond să vă dea,
Și să, pentru completarea sumelor, puteți să faceți asta? Să solicitați dumneavoastră bani? Sau doar raportați situația și așteptați? Nu știu, asta e... N-ați solicitat niciodată. În primul rând, în momentul când se distribuie aceste sume, trebuie participare, cel puțin reprezentant la Asociația Comunilor. Noi nu suntem în Asociația Comunilor, un reprezentant din Asociația Comunilor, sau dacă noi nu suntem reprezentați la nivel de comună, personal trebuie să ne consulte cei care fac atunci proiectul când de s-a făcut împărțirea banilor? Când s-a făcut proiectul de buget, da. Proiectul de sumele buget? Cum se alocă. Adică trebuie să fie o consultare și la nivel de primari și la nivel de, eu știu, de reprezentanți asociațiilor, reprezentanții municipiilor. Sunt... Și nu s-a făcut asta? Probabil că nu. Dumneavoastră n-ați fost invitați la... Niciodată, nu. Niciodată? Niciodată. Da, nu. Sunt colegii ai dumneavoastră, primari din alte localități, care au fost invitați? Probabil, nu știu. Nu cunosc, nu, dar... Am văzut totuși, două, trei zile înainte, erau așa o... Un aflux de primari, da, în Târgu Jiu? Spre Consiliul Județean? Spre prefectură, da. Da. Prefectura și Consiliul Județean sunt în aceeași clădire. Nu știți exact unde mergeau. Cum suntem convocați pentru anumite ședințe sau în care cred că aici veneau toți. Când era vorba de repartizare de sume, stăteam toți la o masă și jucam cu cărțile pe față. Măi, ăsta are nevoie? Da, are nevoie. Dăm. Eram toți, dar așa din moment ce nu cunoști și în același... În fiecare an sunt abonați și noi tot pe zero. Parcă îți vine să crezi altceva. Adică trebuie să crezi altceva. Există acest termen de echilibrare. Deci sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Exact, da. Asta ce înseamnă, dragi telespectatori? Înseamnă că ținând cont de faptul că nevoile oricărei localități și a tuturor cetățenilor sunt comune, indiferent câți bani poate să încaseze o primărie sau o unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul său din taxe și impozite locale și din taxele în special pentru unitățile economice, pentru chirii și așa mai pentru impozite pe pentru unitățile economice. De asta sunt localități în care, fiind multe unități economice, sunt mult mai mari sumele încasate. În cazul acesta, statul, de fapt, împarte banii ăștia și echilibrează bugetele de așa natură încât să poată funcționa toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent că încasează foarte mulți bani sau mai puțin bani. E adevărat, cum spuneați despre Mătăsari, pentru că are minerit pe raza localității, da, și are bugetul propriu foarte mare, da. Nu mai primește bani la echilibrare, ci trebuie să primească exact acele localități, mai mulți bani, acele localități care au venituri mici, nu pentru că nu s-au ocupat să încaseze, ci pentru că n-au de unde. Și vreau să vă întreb, domnule primar, pe localitatea comunei Bolboș există o activitate economică susținută care să asigure un buget generos în comuna dumneavoastră? La venituri vă referiți, da. Locale? Nu. Noi, în afară de... Ce activități avem economice aveți în localitate? Avem jur de 21 de firme și ăștia sunt firme de comerț și o singură firmă de prestări servicii, adică două firme. Le avem de prestări servicii care au câțiva angajați. În rest, sunt... Și celelalte tot câțiva angajați, adică nu sunt... Da, cele din comerț, unul sau 3-4 angajați. Câteva cârciuni, câteva magazine... Unul sau doi, da. Și prestările de servicii cu ce se ocupă anume? Și prestează în carieră, în chirieri de utilaje. Chirieri de utilaje, dar au puține angajați? Și o altă firmă e axată pe construcții. Am înțeles. Deci agenți economici puțini, cu puțini angajați, cu puține mașini la care puteți să le luați taxă, impozitul pe... Și mai ales dacă sunt înregistrate în localitate, că dacă sunt înregistrate în alte localități, nu puteți să le taxați. Nu, sunt înregistrate în localitate, dar oricum... Sunt foarte puține și una foarte mici. Una peste alta, aceste venituri nu trec de 500 de mii, adică 5 miliarde.
5 care miliarde, le încasăm noi anual. 5 miliarde cu tot cu persoanele fizice. Cu tot, da. Impozite, cu tot, taxe, tot ce încasează... Venit, da. Începând de la taxa de timbru, tot ce e venit. Tot. Da. 5 miliarde prevăzut sau încasat? Reușit, da, încasăm. Cam cât la sută din... Cam 67% din... 67% da, din prevederea bugetară. Din impozite anuale se încasează. Din impozitele pe care le știți. Da, prevăzute, prevăzute anual, da. Da. Da, am înțeles. Și partea care nu se încasează, cam de unde vine? Cea mai mare parte amenzi. Vine din amenzi. Da. Amenzile sunt o mare parte. Încă sunt persoane care ia amenzi, nu au venituri, adică venitare să meargă cu mașina, dar nu are servici, nu are, sau, adică să ia amendă, cum să zice. Și aici e marea problemă. Sau sunt plecați, sunt... Cam cât la sută din bugetul dumneavoastră reprezintă amenziile? Care nu se prea încasează? E o sumă destul de mare. Care... Ajunge la 20%? Nu. Nu. Am înțeles. 15-16%. Deci mai... e destul de mult. Este. Deci, practic, da, care e soluția cu amenziile? Ce soluție ați găsit? Muncă în folosul comunității? Muncă în folosul comunității... Dar trebuie să-i dați în judecată. Da, s-au făcut și procedura de muncă în folosul comunității. E o procedură mai complexă. În primul rând trebuie să mergi la toate instituțiile să vezi dacă are cont, adică să vezi dacă are cont bancar, dacă are... servici, dacă are nu știu ce mașini. Bunuri. Sau... Bunuri, exact. Și și după aceea trebuie să iei pe fiecare procesul verbal în parte de amendă, să-i faci acțiune. Și vă dați seama, cum sunt amenzi și pentru centură și toate adunate, să zicem, are 60 cât de milioane. Un proces pentru fiecare 50 de lei, 100 exact, de lei, da, care fiecare trebuie recuperat. Câte o acțiune, da. Și ați câștigat astfel de procese? Aveți... Da? Am avut. Am și avut, după ce le-ați câștigat, ce ați făcut? Păi a venit și a prestatori în folosul comunității. Dar după ce prestează ore, se scad sumele respective? Se scad sumele, da, respective. Ok, dar Consiliul Județean ia în calcul faptul că s-au dat jos niște sume de la prevederile bugetare că aveați de încasat? Nu, asta și în momentul... le-ați transformat în muncă deci în folosul comunității? Deci justificăm momentul când avem auditul Curții de Conturi. Toate trebuie justificate legal, deci nu... Corect. Dar eu vă întreb dacă, să zicem, 15% din buget reprezintă amenziile pe care le transformați în muncă. Păi nu putem pe toate, că nu avem cum. Presupunem. Sunt, da. Da, nu puteți pe toate, că durează. Dar presupunem că 15% se convertesc în muncă în folosul comunității. Se dau sumele astea jos de la prevederile bugetare? Adică e clar că pe alea nu le mai încasați. Noi când ne construim bugetul luăm în calcul anul anterior, cam ce sume s-a încasat, da, din ele, din ce vin și normal că nu trebuie să-ți faci o prevedere bugetară, adică mai mare decât poți să încasezi, fiindcă făcând o prevedere bugetară mai mare angajezi cheltuială nefăcând încasarea, automat intri cu arieratele. Deci asta e un mecanism de care se joacă în buget. Deci cei care vor spune eu voi încasa toți banii pe care i-am de încasat, da, rezultați din impozite care le știu, da? Deci, nu chiar nu le poate să spună știi. Tot, da. Le poate cam știi, prevadă... că știi câte case da, sunt, știi da. Câte mașini sunt, aproximativ. E anul anterior. Cam știi și cât spate, trebuie să... Da, nu vorbim despre banii care i-ai încasat, că poate sunt localități care încasează 30% din bugetul care l-ar putea încasa dacă s-ar ocupa mai puternic angajații să se ocupe de partea asta de încasări. Să știți că și cu executorii și cu... nu se ajunge la o sumă... Deci tot care sunt conștienți și vin și îți plătesc impozite, tot ei sunt primii care... Bunii platici. Exact.
Și mai plătesc. Și alea sunt sume pe care contați. Da, pe care contăm și mai sunt și anumite persoane, spre exemplu, vrea să-și vândă o casă, vrea să-și vândă și automat e obligat să-și plătească la zi impozitul. Și astea sunt sumele care le încasăm noi. Da, da, da. Chiar dacă exact. N-au obiceiul să vină permanent. Da, dar odată și odată... Când dau ceva, o tranzacție de făcut, nu exact. Le dați acest certificat de negrevare până nu și achită la zi. Sau să-și facă un cadastru, sau să-și facă anumite... Uh-huh. Da, sau au anumite nevoi de la noi și atunci e obligat să-și plătească. Și plătește și cu penalități, că dacă nu îți plătești la timp, uite să plătești până în primele 3 luni cu reducere 10%, după aceea plătești cu penalități. Da, într-adevăr. Bun. Ce demersuri faceți pentru a încerca să rezolvați problema asta, care văd că trenează de ceva ani? Ați încercat, ați discutat cu Consiliul Județean, ați luat niște măsuri? În primul rând, noi și în anii trecuți am avut opinie și în presă și în, nu cum zic, unică, fiind an electoral, ne interesează pe noi mai mult această hotărâre de Consiliul Județean. Noi și în anii precedenți, mi-aduc aminte, la un moment dat, la supărare, am spus că sunt din județul Mehedinți, nu sunt gorjean. Și probabil că de-aia... Dar de fapt așa că eu m-am născut în 60 în raionul Strehaia. Era de Mehedinți și probabil că... În Bolboș era Mehedinți pe vremea da, aia, nu? Da, și de acolo probabil că ni se trage. Această hotărâre, eu cred că a fost făcută cum... A fost făcută execuția Ceaușeștilor în... E o acuzație gravă pe care nu puteți susține, e doar o părere a dumneavoastră pe care eu nu pot să, da. Să fiu de acord cu ea, adică n-avem probe în atâta timp ăsta. Cât vii și îmi trimiți adresa înainte de a se termina hotărârea, adică înainte de a se discuta în Consiliul Județean. Cum ați primit-o înainte? Înainte de ședința de Consiliu? Înainte de data de 22? 22 la ora 15 a fost ședința de Consiliu Județean, da. Și la 15 și 22 de minute ne-a venit adresa cu sumele. Ne întrebăm când a fost timp să redacteze hotărârea, să facă adresa, să trimită adresa. Deci considerați dumneavoastră că adresa era deja pregătită. Probabil da, s-au eram, gândit să fie timp, adică să fie operativ. Nici acum nu se poate face buget. Mai sunt sume de primit. Nu știu ce s-a dorit în asta. Mai sunt sume de primit de la finanțe pentru buget. Deci încă nu-i pregătit bugetul pentru a face la OAT-uri proiectul. Da. Ce faceți dumneavoastră? Ziceți că spuneți în presă și mă bucur că ați venit aici să spuneți problema. După câte am înțeles, se fac niște demersuri pentru a încerca să combateți această hotărâre a Consiliului Județean. Da, în primul rând o să facem, adică am luat semnătura oameni, o să facem la locuitori. Am mers, am discutat, avem 400 de semnături, 420, probabil o să continuăm. Dar nu știu dacă o să mai continuăm, fiindcă trebuie să punem petiția. Petiția la Consiliul Județean, prin care o să solicităm revocarea hotărârii și petiție la instituția prefectului, garantul legalității. Aveți cunoștință? A fost validat? Adică a trecut de prefectură hotărârea de Consiliul Județean? Nu, probabil că nu s-a transmis, nu știu dacă s-a transmis sau nu s-a transmis. S-a transmis. Dar iată, o să o atacăm, măcar să avem așa asta noi, că n-am încercat. Că n-am stat așa să fim umiliți. Dar anul trecut ați atacat? Anul trecut a fost atacată de primăria Târgu Jiu, din câte am înțeles. Și? Și a fost respinsă. Normal. A fost respins atacul. Atacul, da. Primăriei Târgu Jiu. Da, dar trebuie făcută procedura, în primul rând trebuie făcută către emitent să-și o revoce sau către instituția prefectului și după aceea merge pe instanță, să acționează pe instanță. Da, în contencios. În contencios administrativ, da. Și acolo se pot cere și daune până la urmă, dacă
ești partea vătămată și... Cereți banii din urmă sau și... penalități de întârziere? Banii din urmă, da. Sau, pe care dumneavoastră considerați că ar, că el, ar trebui ar să-i primiți fost, pentru da. Că chiar am vorbit, avem și niște mesaje, chiar am vorbit cu reprezentanții ai Consiliului Județean și mi-au spus că e normal ca unii să fie nemulțumiți, în general vorbind, adică întotdeauna când împarți există da, nemulțumiri. Să nu fie tot aceeași în fiecare an, că atunci e... Zice cineva, probabil din alt județ, doamna reporteră, comuna Bolboș nu aparține de județul Gorj. Îmi pare rău, trebuie să vă dau o veste, chiar aparține de județul Gorj, comuna Bolboș. Domnul primar spunea că s-a născut în Mehedinți, că pe vremea respectivă ținea de raionul Strehaia, dar acum face parte din județul Gorj. Și avem un mesaj mai lung, să vedem dacă îl pot citi, trebuie să mă asigur. Nu știm cine ne trimite mesajul. Bună seara, în primul rând vă felicit pentru emisiune, vă felicit ca cetățean al comunei Bolboș, în unitatea, comuna uitată de toată lumea. Acest om trebuia ascultat mai de mult, om corect, apreciat, aoleu, un fan al dumneavoastră. Mulțumesc. De toată zona minieră, vă spun eu cum stă treaba. Banii sunt distribuiți către primarii de la primăriile puțin mai la vale sau în vale, la firma puncte puncte, din păcate nu pot să dau nume de firme acuzate că cheltuiesc bani publici ilegal, chiar dacă poate aveți dreptate, pentru că ne trebuie să avem proba clară. E vorba despre o firmă din zona de sud a județului. Vă pot și arăta, dar nu pot să spun, pentru că dacă spun... automat aducem un deserviciu firmei și nu avem voie decât dacă aducem probe. Și opinia, da, fiecăruia care... Dacă aducem probe, cum am încercat să obținem și punctul de vedere al Consiliului Județean. Și de acolo se face împărțirea în mod egal, zice persoana. Iar acest om nu face parte din caracatița lor. Și la noi sunt, domnule primar, venituri la comună, firma cutare, care nu plătește de ani bun impozitele. Ia uitați, avem o firmă. Nu știu dacă e adevărat, iar nu dăm pe post. Vă rog să verificați, domnule primar. La noi toate dacă firme... această firmă nu și-a plătit impozitele de ani de zile. Nu știu. Să dar verificați. În general, deci, se plătesc fiindcă și iau autorizația de funcționare sau firmele care participă la licitații trebuie fiscal și atunci... Să verificați, vă dau să notați numele ăsta de firmă, să verificați dumneavoastră dacă își plătește sau nu. Impozitele, mulțumim. Deci, mulțumim pentru mesaje și puteți, mai sunt doar câteva minute, din păcate. Așa se întâmplă de regulă. 2 minute, ne spune regia. Se încinge firul când se cam termină emisiunea. Atunci telespectatorii încep să se enerveze, mai știți? Mai venim la o emisiune. Da. Sau mai rămânem o oră, dar nu avem voie că nu ne permite grila. De acum încolo ar deveni foarte aprigă. Da. Deci strângeți semnături, atacați hotărârea și sperați mergem de să procedură, câștigați. Dar din discuții cu cetățenii chiar unii solicită să vină la protest. Fraților, doriți să faceți un protest? Nu. Cer când s-o epuiza... Cetățenii asta? Da, o parte din ei, da, chiar... mi-au solicitat că vor să meargă să... Unde? În fața Consiliului Județean, când în ședințe de Consiliul Județean, să-și spună... Să-și adică să strige spună, nemulțumirea. Nu să strige, dar măcar să sensibilizeze, da, cei consilieri județeni că... Dar pot să intre și în ședință un reprezentant, da, dacă e. Da, e publică. E publică. Da, orice ședință mă publică. Gândesc că și toți pot să intre dacă vor. Nu au loc. Păi, mai stau la ușă. Mai beau apă plată. Și pe lângă aceste probleme, oricum, eu mă zbat să facem noi. Din puținul ăla care le avem și economisim din bugetul local, să ne și dezvoltăm. Cum am zis, avem 3 proiecte pe PNDL-ul, care unul deja a demarat, cel de-al doilea se semnează contractul, urmează cel de-al treilea pe procedură podul, se depune, suntem pe PNDR cu un drum de asfaltat în Valea 2, care
că data de 28 sesiunea de depunere a proiectului, s-a mai depus odată și tot n-am avut noroc că l-am depus eligibil, nu s-a finanțat, că au terminat pe gal fondurile, au suplimentat și suntem la a doua sesiune de depunere. Îmi pare rău și de acest proiect, fiindcă am muncit anul trecut luni de zile și... La el, să-l scrieți, să-l... Să-l scriem, să-l concepem, să-l depunem, studii de fezabilitate la el. Le-ați plătit? Și, da, totul. Noi n-am rămas dator la nimeni, deci... Eu foarte nu avem frumos! Nicio datorie și nici n-aș vrea să ne... Bine ar fi să fie toate primăriile pe așa. Pe câți bani avem și nu... Așa ne dorim mult să facem... aeroportul, să facem piscine, să facem nu știu ce, dar de multe ori poate nu și-au rostul. Spre exemplu, în comuna noastră e o comună frumoasă, într-adevăr. O parte din locuitori sunt în afară, în Germania, Franța. E un lucru bun. Vin și investesc la noi, și-au făcut case, vile. Nu cer ajutor social? Nu. Deci... N-acum. Dar partea cea mai îngrijorătoare este cei care pleacă spre Timișoara. Pleacă cu familie. Se mută cu totul. Exact. Și atunci nu o să mai fie locuitorii comunei Bolboș. Și e totuși e o problemă. Da. Da. Fiindcă la noi, după cum vedeți, nu sunt locuri de muncă și ăștia care sunt pe unde sunt, au fost repartizate și ăștia tot politică. Dacă nu ai politic pe cineva, nu poți să intri nici la o societate din asta a complexului, adică nu a complexului, care prestează servicii la complex sau nu știu pe unde. Și e gravă situația. Deci e o gravă situație care pe mulți dezamăgește și pleacă. Îi face și, să plece. Da, pleacă cu copii, cu tot. Și atunci pentru cine mai facem școli, pentru cine mai facem rețea de canalizare și apă sau... Sunt proiecte, dar care totuși sperăm că vor avea un viitor proiectele noastre. Dar să știți că dacă reușiți să faceți și canalizare și să aduceți toate condițiile de oraș în comună, e posibil să se gândească de două ori înainte să plece sau poate să se întoarcă unii care au plecat, nu care s-au mutat cu tot, cu casă, cu familie, care au luat decizia că nu mai vor să stea, dar măcar cei care sunt plecați în străinătate și care au ocazia să vadă cum se trăiește acolo, greu, dar în condiții. Foarte da? Greu, da. Și... Poate se gândesc să se întoarcă, să zică, băi, uite, drumurile noastre sunt bune, uite, avem canalizare, hai, frate, să facem ceva în comuna noastră. Și mai trebuie totuși și guvernanții și politicienii noștri să plece urechea și către mediul rural, către țară, cum s-ar zice. Adică toată ziua ne sperie cu pesta porcină, cu gripa aviară, deja omul de la țară nu mai crește animale, da, nu mai, necrescând animal, nu mai își cultivă pământul și toate cele. Nu și mai are resursa să de trăim, nu vedeți, trai. Din cumpărat și toate. E un atentat la economia noastră, adică la siguranța noastră. Eu nu pot să vă las să spuneți asta pentru că nu putem să o dovedim. E punctul de de vedere, dar e da, un pic cam dur și nu putem să-l dovedim, așa că nu pot că, să fiu de acord cu dumneavoastră. Vezi, numai din import, unde am ajuns. E adevărat, importăm adică foarte mult, exportăm puțin, uitat, producem da, am uitat să din mai ce și în ce mai puțin. Și... Domnule primar, trebuie să vă mulțumesc că ați fost în această seară în emisiune. Din păcate, timpul alocat ei s-a încheiat. Mulțumim și telespectatorilor care au fost în fața televizoarelor. Mulțumim celor care și-au exprimat opinia prin mesaje. Mulțumim și celor care au sunat continuu, dar nu s-au hotărât să dea mesaje, dar e important că au stat cu ochii da, pe noi și au, sper că au înțeles problemele și că, eu știu, se raportează și în localitățile lor la situațiile pe care le au acolo. Astăzi, în emisiunea Panoramic, domnul primar Gheorghe Bilea al comunei Bolboș din județul Gorj, pentru telespectatorul care a spus că nu știu eu unde e Bolboș. Rămânem, da, de Gorj. Da, rămâne de Gorj. Credeți-mă, am fost în Bolboș de mai multe ori. Este o comună frumoasă, cu monumente frumoase, cu oameni calzi și harnici. Felicitări pentru asta și mult succes, domnule primar! Vă mulțumesc și mai venim la emisiune! Vă mai așteptăm! Seara bună și dumneavoastră, dragi telespectatori! La revedere!